Dragi prieteni, bună seara! Toată lumea este astăzi cu ochii pe situația din Ucraina. Evident că și noi ne-am propus să discutăm acest subiect, având în vedere că această situație ar putea avea în evoluția ei, ar putea avea un impact negativ asupra Republicii Moldova. Invitatul meu de astăzi este domnul Anatol Țăranu, directorul Centrului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon. Bună seara! Bună seara! Întrebarea de început este foarte sinceră. Cum vedeți dumneavoastră evoluția lucrurilor atât de dramatice care se derulează în Crimeea, în Ucraina, la general? Situația din Crimeea, cu adevărat, este una foarte tensionată și, de fapt, opinia publică internațională este ținută în suspans deja de câteva luni, practic din luna noiembrie, când s-au început evenimentele pe Maidan. Și în mare măsură ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina a fost provocat, mai bine zis detonat, a fost detonată de decizia fostului președinte al Ucrainei, Ianukovici, care într-un mod arbitrar a decis schimbarea cursului politicii externe, dar și de dezvoltare a Ucrainei, curs care a fost consfințit pe parcursul mai multor ani și care orienta Ucraina spre Uniunea Europeană, spre integrarea europeană, mai bine zis. Domnul Țăranu, dacă îmi permiți, eu am un gând mai deosebit vis-a-vis de acest subiect. Într-una din emisiuni chiar îmi spuneam că poate nu explozia care s-a întâmplat la Kiev, această revoluție a conștiinței cetățenilor din Ucraina, a fost provocată poate nu doar de faptul că Ianukovici a bătut joc în halul ăsta de întreaga țară și a refuzat să semneze acel acord, dar și de faptul că rămânea la putere o clică compromisă, înglodată în corupție. Poate acesta ar fi fost chiar detonatorul, cum vi se pare dumneavoastră? E posibil, e plauzibil o asemenea ipoteză? Atunci când vorbim de detonator, avem în vedere, deci, pe textul care nimezlocit a adus la această dezlănțuire, pe când materialul explozibil se aduna în Ucraina pe parcursul mai multor ani și indiscutabil, și acest lucru deja este unul consacrat, despre asta au vorbit foarte mulți comentatori și analiști politici care examinează situația din Ucraina și au atras atenția asupra faptului că regimul Ianukovici a fost un regim corupt, un regim care a îmbogățit fabulos câteva zeci de familii din Ucraina, da, și personal, și familia lui Ianukovici, indiscutabil. Dar i-a sărăcit enorm pe ucraineni, pe majoritatea covârșitoare a populației Ucrainei. Desigur că la baza acestei revolte, care se numește Euromaidan, a fost nimic altceva decât problemele sociale. Și frică oamenilor că acele probleme vor rămâne nesoluționate. Aderarea la Uniunea Europeană le aducea o speranță că ar putea să schimbe situația. Este adevărat. Este adevărat și nu numai Ucraina se confruntă cu fenomene negative, cum ar fi corupția, cum ar fi dominația clanurilor oligarhice, sărăcia endemică, fără de legea, fiindcă în condițiile unui regim oligarhic, justiția este la cheremul unui grup restrâns de oameni, pe când majoritatea populației nu se bucură de o justiție dreaptă. Și în aceste condiții, indiscutabil, crește acest potențial de răzvrătire, de revoltă, care în ultima instanță în Ucraina a luat forma Euromaidanului. Apropo, când vorbesc că nu numai pentru Ucraina sunt caracteristice aceste momente, deci aceste trăsături, aici mă refer direct și la Republica Moldova. Absolut. Problema este că în surdină, în interior, oamenii doar înțeleg că dezvoltarea țării pe făgașul integrării europene înseamnă nimic altceva decât apropierea societății de standardele europene, care sunt categoric nocive pentru corupție, pentru fără de lege, pentru modele economice neperformante
Și oamenii, desigur că nutreau speranța că venind mai aproape de Uniunea Europeană, de comunitatea europeană, în țară se vor dezvolta condițiile și atmosfera care va exclude aceste momente negative, aceste metehne. Același lucru este caracteristic și pentru Republica Moldova. Absolut de acord. Evident că vom acorda suficient spațiu în această emisiune și situația din Republica Moldova. Să ne oprim pentru câteva clipe încă ochii asupra și gândul asupra ceea ce se întâmplă în Ucraina, pentru că chiar în dimineața zilei de astăzi lucrurile au evoluat în direcție negativă, să zicem așa, spre confruntare. Se creează impresia că situația ajunge la cota de maximă încordare, de fierbere, dacă pot eu să zic așa, ceea ce este foarte periculos pentru zona în care ne aflăm și noi, pentru regiunea respectivă. Da, situația în Ucraina a degradat în acel moment când a intervenit brutal Kremlinul în treburile interne ale Ucrainei. Acolo situația nu era de fel simplă nici atunci când a căzut regimul Ianukovici și Ucraina a început să fie guvernată de acele forțe care de fapt au fost prezente pe Maidan și care în ultima instanță au format această nouă guvernare democratică, foarte contradictorie, apropo, din care fac parte inclusiv și componente care foarte puțin pot fi atribuite, hai să spunem, unei democrații veritabile. Din actuala guvernare a Ucrainei fac parte inclusiv și forțe naționaliste de factură marginală. E o guvernare de compromis. Este o guvernare a unei situații concrete. Trebuie să spunem că Europei nu-i plac naționaliștii. Europa nu agrează naționalismul, Europa este construită cu totul pe alte principii, numai că Europa la temelie, atunci când se creau statele națiuni, statele naționale, a avut anume acest element ca acel care a produs aceste state naționale, adică naționalismul. Înseamnă că e caracteristic. Este caracteristic pentru o anumită epocă, indiscutabil, sau mai bine zis, pentru o anumită fază de dezvoltare. Acum, problema mare cu care se confruntă Ucraina și nu numai, Moldova este în aceeași situație. Noi, aceste țări care mergem acum pe calea consolidării unei democrații veritabile, noi putem să depășim foarte rapid sau să ocolim faza unui stat național și să trecem imediat la ceea ce se numește națiune civică existentă în toate țările Uniunii Europene. E o problemă la care nu există un răspuns echivoc și doar timpul va da un răspuns clar în această privință. Însă, ca să ne întoarcem la Ucraina, Rusia s-a folosit de manifestările unor grupări marginale în cadrul actualei guvernări din Ucraina pentru a avea pretext de a se amesteca în treburile interne a unui stat independent și suveran cum este Ucraina. Da, este un stat slab, este un stat divizat, un stat, eu chiar aș spune, care este împărțit în două mari componente, deci Ucraina de vest și Ucraina de est. Clivajele identitare sunt profund prezente în acest conflict care există în Ucraina, dar este tot atât de evident că acest conflict trebuia să fie soluționat cu acele posibilități care sunt la îndemâna unui stat independent și suveran. Nimeni nu a avut dreptul să se amestece brutal, așa cum a făcut Rusia, în treburile interne ale Ucrainei. Pe de altă parte, președintele Putin susține că Rusia are toată dragostea și respectul pentru Ucraina. Ucraina este o țară frățească. Despre ce este vorba în aceste declarații? Cinism, bătaie de joc sau este sinceritate totuși? Este o politică. Este vorba despre o politică hrăpăreață pe care de mai multe secole îl promovează statul rus. Cu cât entuziasm a fost ținută această anexare. Apropo, cer scuze că am intervenit în gândul noastră, dar se cerea poate. Plus că mi se pare
prea multă lume s-a bucurat, nu știu, poate și la noi sunt, poate și în Ucraina foarte mulți ruși care se bucură de această situație, deși ea ar trebui să ne trezească tuturor doar o frică, chiar aș zice, pentru că pericolul evoluția acestei situații este absolut catastrofal. Rușii sunt o națiune aparte. Nu vreau acum să vorbesc în termenii unei exclusivități naționale, dar pe parcursul secolelor, în cadrul acestui stat imens, cum este Rusia, s-a creat și o anumită psihologie națională. Ea a fost alimentată pe parcursul secolelor de necesitatea de a se extinde cât mai mult. Acolo a existat și această idee mesianică că Rusia este a treia Romă și că Rusia merge pe calea consolidării unui stat care va fi protectorul tuturor creștinilor, în primul rând creștinilor ortodoxi și așa mai departe și așa mai departe. Cu toate că Rusia s-a extins nu numai peste pământurile creștinilor, ci a mers departe, inclusiv peste musulmani, peste budiști și așa mai departe. Dar această idee mesianică, ea de fapt a constituit baza ideologică a ceea ce se numește politica imperialistă rusă. Nu trebuie de neglijat faptul că populația, sunt diverși ruși, indiscutabil, dar populația a fost îndoctrinată pe parcursul secolilor. S-a vorbit despre măreția Rusiei, despre faptul că Rusia are un rol deosebit în istorie, în lume și așa mai departe. Și foarte mulți ruși au rămas contaminați de această ideologie. Și astăzi când vedem acest entuziasm pe piețele orașelor rusești, în primul rând la Moscova, acest entuziasm care este alimentat inclusiv de ideologie oficială, de politicile promovate de stat, păi trebuie să înțelegem că toate aceste manifestări, ele au un substrat istoric bine determinat. Acum, face bine această psihologie rușilor? Nu știu. Eu unul mă îndoiesc. Cred că în ultima instanță Rusia, dar nu Rusia ca stat, mai puțin mă interesează Rusia ca stat. Oamenii care locuiesc în acest stat vor avea de plătit niște polițe. Ei se prefacă niște paria a lumii contemporane, a acordului internațional și dacă încă până nu de mult exista o speranță care iată că vine să se îmbrace în haine iluzorii, dacă până de mult foarte mulți lideri occidentali credeau că Rusia poate fi îmblânzită și poate fi integrată în sistemul actual, în sistemul contemporan al relațiilor internaționale și Rusia poate să devină un factor de stabilizare, de construcție a unei noi arhitecturi a securității lumii contemporane. Păi iată, după ceea ce a făcut Rusia în Ucraina, dezamăgirea este enormă. E mare. După, având în vedere reacția Uniunii, statelor Uniunea Europeană, Americii, se pare că dezamăgirea e mare, sunt frustrați chiar și nu știu ce ar mai putea întreprinde pentru a tempera un pic activismul președintelui. Dar eu am să vă spun de unde vine această frustrare, doar toate democrațiile occidentale sunt democrații bazate pe voința electivă a populației. Iar populația țărilor occidentale a trăit coșmarul războiului rece. Ei au trăit pericolul acesta a unui război nuclear care putea să șteargă ca o buretă, deci omenirea de pe glob. Întreaga civilizație. Da, și aceasta era un pericol real în condițiile când se confruntau două lagări, pe de o parte Uniunea Sovietică cu politica ei agresivă, pe de altă parte, deci lumea occidentală. Și ei credeau că împreună cu dezasamblarea, dezagregarea Uniunii Sovietice, acest coșmar s-a terminat. Iată că contururile acestui coșmar apare ca o nouă realitate, ca un pericol care afectează liniștea și speranța pentru o viață mai bună a omenirii pe ansamblu. Nimeni în Occident astăzi n-ar dori să ne reîntoarcem la practicile războiului rece. Nimeni n-ar dori ca iarăși omenirea să fie aruncată în hăul unei confruntări, arbitrul căruia este arma nucleară. Dar se pare că spre asta mergem. E foarte bine când conducătorii de stat își dau seama de acest lucru, pentru că, din păcate, în opinia mea, adesea cetățenii, populația, poate fi și este manipulată ușor de anumite forțe. Ceea ce se întâmplă probabil că și în Rusia acum, având în vedere entuziasmul despre care vorbeam, ne axăm mai mult timp asupra acestui subiect pentru că
Deși s-a spus, domnul președintele rus a spus că Rusia nu intenționează parcă să se extinde, există totuși pericolul ca interesul Rusiei să se răsfrângă și asupra altor zone. Este tocmai ceea ce ne deranja și ne-ar putea durea rău de tot, chiar dacă Crimeea nu e aproape și e o problemă care ne doare, este un subiect care ne doare. Dacă s-ar întâmpla, deplasarea în teritoriu ar fi dramatic de tot. E posibil o asemenea evoluție, pentru că nu putem să nu ne gândim și la evoluarea evenimentelor în perspectivă. E foarte posibil. Cine acum o să-l mai creadă pe Putin, afirmațiile căruia ca formă sunt foarte pacifiste. Dar esența politicilor pe care le promovează astăzi Kremlinul, iar principalul arhitect al politicii Kremlinului este Vladimir Putin, este cu totul de altă natură. Și anexarea Crimeei a lovit grav în imaginea lui Putin și a lovit grav în acele iluzii pe care le-au avut liderii occidentali, crezând că ei pot reseta relația Occidentului și, în primul rând, Statele Unite ale Americii. Nu v-a surprins că nicio voce împotrivă nu s-a pronunțat? Nu s-a pronunțat împotrivă nicio voce din actuala guvernare, din Senatul rus, afară de opoziție care se manifestă în stradă, dar dintre reprezentanții actualei guvernări chiar nicio voce care s-ar fi pronunțat bine, împotrivă. Deci trebuie să înțelegem așa că oamenii care atent examinează și observă evoluțiile pe scena politică rusă nu puteau să nu cunoască faptul că regimul politic instaurat astăzi în Rusia nu este unul democratic în esența sa. Este un regim autoritar și iată acum vedem că autoritarismul acesta politic ia niște contururi pur și simplu ticăloase, fiindcă intervenția fățișă pe care și-a permis-o Rusia în Ucraina răstoarnă toate aranjamentele internaționale existente până la această oră. Nu toți oamenii deocamdată conștientizează ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, dar de fapt este vorba despre o bombă care a fost pusă sub construcția orânduirii mondiale, care a început să se contureze după căderea Uniunii Sovietice. Acum noi trăim într-o lume foarte incertă, într-o lume în care nu există repere la care am putea să facem trimitere. Acum trebuie să înțelegem, dar noi, în fond, toată omenirea, noi în ce lume trăim și cum să ne comportăm mai departe? Care sunt orientirile spre care trebuie să ne îndreptăm? Nu în zadar, cancelarul Germaniei Angela Merkel a spus o frază care a devenit una celebră deja. Ea a spus că Vladimir Putin este rupt de realitate. Dar dacă un politician care conduce o asemenea țară cum este Rusia, deținătorul celui de-al doilea potențial nuclear din lume, este rupt de realitate, iar aceasta înseamnă că nu există repere foarte clare care ar putea să caracterizeze conduita politică a acestui lucru. Și un alt politician în unison cu doamna Merkel a zis că guvernarea rusească este ruptă de realitate. Păi bine, dacă este un regim autoritar, este absolut clar că deci persoana care ocupă locul de vârf în piramida puterii, el de fapt determină toată piramida. Și în acest sens, astăzi toți încearcă să înțeleagă. Dar cum trebuie să ne mișcăm mai departe? Exact. Cum trebuie să ne mișcăm mai departe? Ce facem mai departe, domnul Țăranu? Cum vedeți dumneavoastră, așa cum am repetat în mai multe rânduri, evoluția lucrurilor, situația, ce trebuie să fac, urmează să facă Ucraina, ce urmează să facă Statele Unii Europene, pentru că am înțeles chiar deciziile pe care le-au luat până de la moment nu prea temperează entuziasmul președintelui rus. Cel puțin și ministrul de externe al Rusiei a spus că sunt niște, având în vedere aceste sancțiuni, bun, niște lucruri minore, într-un fel. Este evident că Occidentul va căuta și caută acum. Eu nu cred că cineva în Occident foarte clar înțelege astăzi cum trebuie să fie construită o politică față de Rusia. Elita europeană este buimăcită. Buimăcită, ei toți sunt în căutarea soluției.
soluții cele mai eficiente. Este de neconceput ca liderii marilor țări din lume astăzi să se avânte în niște acțiuni care ar putea să declanșeze un conflict mondial de proporții. Da, Ucraina este o piesă foarte importantă pe tabla de șah mondială, internațională, dar nu cred eu că astăzi cineva este gata să meargă, hai să spunem, la o confruntare militară cu Rusia. Să ne aducem aminte... Poate despre... pe asta și se mizează. Am gândit și la lucrul acesta. Indiscutabil. Deocamdată, în Kremlin, după toate probabilitățile, se joacă această carte. Deci teama omenirii de un război nuclear, hai să spunem lucrurilor, hai să le spunem exact. Lucrurilor pe nume. E da? Apocalipsa. Este atât de mare încât, după toate probabilitățile, strategii de la Kremlin au socotit că noi putem să ne permitem să mergem foarte departe, sfidând ordinea mondială, fiindcă noi avem în spate arma atomică și ea deocamdată ne permite să fim invulnerabili. Eu aici mi-aduc aminte despre câteva declarații de o iresponsabilitate crasă care au făcut-o câțiva ruși care apar în spațiul public. În primul rând este vorba despre Rogozin, acest faimos uliu din garnitura de guvernare a rușilor, care a spus că deci Rusia are armă atomică și armă nucleară și deci nimeni nu trebuie să uite despre acest lucru. Iar o altă portavoce a Kremlinului, unul din comentatorii politici, Kiseliov, de la televiziunea RTR, vorbind în adresa milioanelor de ruși care, și nu numai, care vizionează acest post de televiziune, a spus chiar în felul următor: păi, Rusia dispune de armament care este capabil să prefacă Statele Unite ale Americii în cenușă radioactivă. De neconceput ca asemenea declarație să o facă un om care are tangențe cu guvernarea de la Moscova. Voi la ce vă gândiți? Ce, ați nebunit? Se pare că în genere presa rusă a luat o atitudine absolut de neînțeles, manipulare crasă a opiniei publice. Păi da, și acest lucru... Au aderat, să zic, la acest comportament, ceea ce chiar nu mă miră, pentru că presa a fost întotdeauna o minte mai liberă. Nu, numai nu presa rusă. Presa rusă de mult nu mai este, deci procesele de democratizare și de afiliere a presei ruse la standardele, hai să spunem așa, avansate ale democrației, de mult nu mai există. Presa rusă s-a prefăcut într-o unealtă de propagandă a guvernării și cu rare excepții acolo poți să auzi o opinie liberă, o opinie care este expusă în contrasens cu ceea ce promovează Kremlinul. Din acest punct de vedere, spațiul informațional rusesc este unul profund nociv pentru înțelegerea lucrurilor, pentru înțelegerea perfectă a lucrurilor și precisă a lucrurilor. Și aceasta se referă nu numai la cetățenii ruși, în ultima instanță ei își aleg guvernanțe care determină în ce spațiu informațional trebuie să trăiască societatea rusească. Nu există pericol ca această mediatizare excesivă a ceea ce se întâmplă sub unghiul de vedere respectiv poate fi periculoasă pentru cetățenii din Republica Moldova, despre asta, din Ucraina, despre de aceasta și vreau să vorbesc. Deci trebuie să fac o remarcă și continuăm gândul că mă bucur că până la moment, cel puțin, nu a fost niciun exces din partea conaționalilor noștri sau unor forțe prorusești care probabil că mai bine își dau seama aici de pericolul extraordinar de mare care poate să apară. Deci, atunci când vorbeam despre faptul că cetățenii ruși își aleg ei guvernarea care determină politicile informaționale în Rusia, în ultima instanță îi privește pe ruși, pe cetățenii ruși. Dar mass media rusească este familiară într-o serie de țări și, în primul rând, în spațiul post-sovietic, de exemplu, în Republica Moldova, unde mass media rusească și, în primul rând, televiziunea rusească,
televiziunile rusești au un impact enorm asupra mentalului colectiv și ei, de fapt, în mare măsură formează, hai să spunem așa, gândirea colectivă în Republica Moldova. Și asta în condiții, repet încă o dată, când mass media rusească nu este una democratică. Și atunci apare o întrebare absolut firească către guvernanțe din țara noastră. Bun, noi vorbim despre necesitatea aderării la standardele europene și în același timp menținem Republica Moldova, spațiul informațional al Republicii Moldova, într-o zonă nocivă, în care nu există libertate de exprimare, unde există manipulare, unde există îndoctrinare propagandistică și atunci cum guvernarea din Republica Moldova securizează spațiul informațional? Adică se gândesc oare guvernanții noștri la ce se numește securitatea informațională a fiecărui cetățean din țara noastră? Atunci când în Republica Moldova ratingul politic al lui Putin depășește 70%, acest lucru, deci e vorba de un politician a unei țări străine. Asta este una la mână și este vorba de un politician care acum în toată lumea se asociază cu cea mai proastă politică care poate fi promovată, o politică agresiunii militare în lumea contemporană. Și dacă în aceste condiții Putin continuă să rămână unul din cumirii publicului din Republica Moldova, înseamnă că situația este foarte și foarte gravă. Despre ceea ce crede guvernarea noastră și dacă intenționează să se pronunțe cumva asupra acestui subiect, vom afla în câteva clipe, vom continua discuția peste câteva clipe, pentru că vrem să solicităm și o pauză de publicitate. Revenim în câteva secunde. Dragi prieteni, vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul Anatol Țăranu, directorul Centrului de Analiză și Consultanță Politică, Politicon. Domnul Anatol Țăranu, vorbim despre situația din arealul în care ne aflăm și noi și evident că în această situație și guvernarea noastră, Guvernul Republicii Moldova a luat o atitudine, președintele statului a luat o atitudine față acest subiect, dar ca să ajungem la ceea ce s-a mai întâmplat zilele acestea și pe parcursul acestei zile de astăzi, aș vrea să continuăm gândul cu mediatizarea excesiv sau accesul presei rusești excesiv în acest spațiu al nostru mediatic, ceea ce înseamnă și o influență extrem de mare asupra mentalului din această zonă. Care ar fi pericolul? Păi pericolul este că în Republica Moldova nu va fi conștientizat în măsura cuvenită pericolul care vine din partea politicilor promovate astăzi de Kremlin. Și asta este pericolul cel mai mare. Și asta în condițiile când Republica Moldova însăși se confruntă cu ceea ce se numește separatismul teritorial. Separatism care, iată, acum a ridicat capul în Ucraina. Și acolo deja aceste politici de inspirare a separatismului au adus la pierderea teritoriilor. Crimeea a fost pierdută în condițiile, și vă atrag atenția asupra acestui lucru, când Rusia a recunoscut așa numita independență a Crimeei, ca peste vreo 12-16 ore să anexeze acest teritoriu. Deci, încă o dată, atenție! Independența, recunoașterea de către Rusia a independenței unui teritoriu secesionist, este nimic altceva decât un preludiu pentru ca acest teritoriu să fie confiscat, să fie anexat de către Federația Rusă. Ce s-a întâmplat? Voci că și zona noastră imediat a venit reacția din zona secesionistă, din Republica Moldova, și nu este pentru nimeni secret că această zonă secesionistă se ține numai datorită sponsorizării abundente politice și economice care vine din partea Federației Ruse. Regimul separatist de la Tiraspol supraviețuiește numai datorită susținerii rusești. Și deci președintele așa numitului Soviet Suprem
de la Tiraspol, Burla, mi se pare, spune, da, recent s-a adresat Federației Rusie să examineze posibilitatea alipirii Transnistriei la Federația Rusă. Poate chiar a făcut-o la sugestia cuiva. N-am... Nu este exclus. Cel puțin noi pe site-ul nostru Politicon, recent am publicat un articol scris de cunoscutul analist politic Petru Bogatu, care a tras atenția asupra faptului că o asemenea mișcare nu poate să fie una care aparține în exclusivitate invențiilor sau fanteziei băieților de, pe, de la Tiraspol. Este absolut evident că o asemenea, în expunerea domnului Bogatu, este absolut evident că o asemenea mișcare a fost coordonată cu Moscova. Și dacă este așa, iar foarte multe lucruri vorbesc în favoarea acestei ipoteze, atunci Republica Moldova se găsește în pragul pierderii definitive a unei părți considerabile a teritoriului său național, care este adevărat, la ora actuală, nu, asupra acestui teritoriu nu se extinde puterea constituțională sau autoritatea constituțională a Republicii Moldova, dar din punct de vedere al dreptului internațional, Transnistria este parte inalienabilă a Republicii Moldova. Dar iată că situația ar putea să se schimbe și după modelul Crimeei, acest teritoriu ar putea fi anexat la Rusia. Cum ar putea fi anexat din moment ce Ucraina își schimbă, pare să, atitudinea față de acest regim? Este instaurat un regim sever la hotar, am înțeles, și poate că în perspectivă și politică, atitudinea față de acestea se va schimba. Este adevărat că între cazul Crimeei și cazul Transnistriei există o diferență. Crimeea, totuși, este o enclavă care are o ieșire cel puțin maritimă spre Rusia. Prin sântoarea Kerch, da, are chiar și contact direct cu teritoriul rusesc. Pe când Transnistria este o enclavă clasică, închisă între două state independente, cum este Ucraina și Rusia. Și aici vreau foarte pe scurt să mă refer la politicile pe care le-a promovat Ucraina în perioada precedentă. Este tot atât de evident faptul că regimul separatist de la Tiraspol a supraviețuit acești 22 sau chiar mai mulți ani numai datorită faptului că a avut o atitudine față de ei relativ loială din partea Kievului. Exact. Kievul a avut o politică care, de fapt, nu că a susținut separatismul, dar nu l-a combătut în măsura posibilităților Kievului. Kievul n-a dorit, din cauza Transnistriei, să intre în conflict, în contradicții cu Rusia. Iar uneori Kievul a promovat și politici care încurajau, într-un fel, separatismul din această zonă. Iată că astăzi Ucraina plătește un preț enorm de scump pentru politicile neprincipiale pe care le-a promovat față de Transnistria în perioada precedentă. Nu ne bucură acest lucru, dar este o lecție pentru guvernarea noastră? Nici pe departe nu ne bucură. Pentru că și aici se aud voci care promovează extremismul. Chiar mă miră unul dintre politicienii noștri, de atâtea ori, de exemplu, face declarații deșanțate, hazardate despre federalizare, despre nu știu ce acolo. Este politica de partid sau un interes alimentat de anumite forțe? Desigur că eu nu am dovezi ca să vorbesc despre la această temă în baza unor dovezi documentate. Este individual. Dar logica lucrurilor te împinge spre aceea ca să spui. Acele persoane politice, și aici în mare măsură este vorba despre liderul Partidului Socialist, Igor Dodon, care promovează cu o insistență demnă de altă aplicare, promovează ideea federalizării Republicii Moldova. Păi, și aici trebuie să revenim la perspectivele pe care Rusia încearcă să le implementeze în Ucraina imediat în perioada post-Crimeea. Cu Crimeea totul s-a făcut, așa cum cred cei de la Kremlin. Crimeea a fost anexată, este partea Rusiei, acum Rusia trebuie să degereze această pradă pe care a înghițit-o. Deși încă nu este clar cum vor evolua. Dar, desigur, nici pe departe nu este clar, încă nu se știe cât de scump va fi
prețul pe care îl va plăti Rusia. Nu este clar cum se va soluționa problema în plan politico-militar în Crimea, fiindcă acolo sunt până acum unitățile ale armate și flotei ucrainene și astăzi deja au răsunat împușcături și au fost înregistrate primele victime în acest război fierbinte care începe să se aprindă în Crimea. Dar aici vreau să mă refer la altceva, și anume, Rusia foarte bine înțelege că Crimea nu poate să fie punctul final al celor politici pe care le promovează față de această țară. Pentru Rusia este foarte important să oprească orice trend de mișcare al Ucrainei spre Uniunea Europeană, spre NATO în special, și politicile de mai departe, cu siguranță ale Rusiei, vor fi axate pe ideea, și nimeni nu ascunde, Rusia declară despre acest lucru, inclusiv și Putin, rușii vor merge pe ideea federalizării Ucrainei, formării unor componente federale care în cadrul Ucrainei, care vor deveni unele chiar loiale Rusiei. Nu chiar, dar categoric loiale Rusiei, care vor avea dreptul de a fi subiecte ai dreptului internațional și al politicii externe. Iar aceasta ar însemna că Rusia va primi posibilitatea să influențeze nemijlocit politicile Kievului și, în primul rând, părții vestice a Ucrainei, nepermisându-i în așa fel Ucrainei să promoveze, nu vorbesc acum despre aderarea la NATO, aderarea la Uniunea Europeană, nepermisându-i Kievului să promoveze politici suverane, așa cum decide poporul ucrainean. De fapt, politica Crimeei va fi determinată la Moscova. Și aici imediat fac o paralelă cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. De memorandumul COSAC din 2003, care trebuia să fie implementat ca o soluție pentru conflictul transnistrian, prevedea ca bază principală federalizarea Republicii Moldova. Și nu pur și simplu federalizarea, ci prefacerea deci Transnistrii cu centrul în Tiraspol și de dorit și a Găgăuziei cu centrul la Comrat în entități statale fără de care Chișinăul nu poate să facă o mișcare. De fapt, ei aveau dreptul de veto pentru politicile pe care le promovează Chișinăul. Desigur că. În șah permanent. Și din acest moment, cum se implementa memorandumul COSAC, imediat Chișinăul se prefăcea într-un subiect neputincios în fața politicilor care erau promovate de Tiraspol și atunci Comrat. Ar trebui să... Și m-am spus, Chiril, ca să-mi termin gândul. Dar nici Tiraspol, nici Comratul în această compoziție care era prevăzută de memorandumul COSAC nu erau entități independente. Ele erau dependente de politicile Moscovei. Deci, Moscova își aroga dreptul de a determina în esență politicile promovate de Chișinău. Și iată, acum, experiența care nu a putut fi aplicată în Republica Moldova datorită căderii memorandumului COSAC, acum această experiență este aplicată în raport cu Ucraina, încercându-se federalizarea Ucrainei. Iar Dodon și comuniștii, apropo, comuniștii lui Voroin, care iarăși vorbesc în termeni elogioși despre memorandumul COSAC, e acolo la ceva mai atrag atenția, că ceva acolo n-a reușit în 2003, dar în esență memorandumul COSAC este un document bun, pe principiile căruia am putea să construim reglementarea politică în Transnistria, iar Dodon direct vorbește despre faptul trebuie să federalizăm Republica Moldova. De fapt, ca toți moldovenii să înțeleagă, și acum mă refer nu numai la etnici moldoveni, mă refer la toți cetățenii Republicii Moldova, ca să înțelegeți foarte precis ceea ce propune Dodon, de fapt este aservirea Republicii Moldova intereselor Moscovei. Nu noi, cetățenii Republicii Moldova, în condițiile federalizării, vom determina politicile, nu Chișinăul. Politica va fi determinată la Moscova, iar nouă doar ni se va permite să ajustăm politicile noastre intereselor străine și, în cazul dat, intereselor Kremlinului. Ar trebui să existe o reacție la asemenea declarații, apeluri, să le zic, nu știu cum, lucrurilor astea, din partea guvernării? Sau îi lăsăm pe oricine? Ca să nu ajungem la situația din Ucraina. Desigur. Și atunci când guvernarea, inclusiv la început prin vocea
liderului PLDM, Filat, iar mai pe urmă toți liderii partidelor de guvernare au decis să pornească o campanie în Republica Moldova de familiarizare a cetățenilor cu realizările și cu avantajele Uniunii Europene și așa mai departe. Da. Păi asta este o politică de culturalizare a populației. De fapt, ce înseamnă culturalizarea politică în acest sens? Asta înseamnă să le explici oamenilor ce e bine și ce e rău. Unde este avantajul nostru și unde noi pierdem. Fiindcă acum, în marea sa parte, populația Republicii Moldova este debusolată. Atunci când sondajele sociologice fixează faptul că în Republica Moldova societatea s-a divizat practic în două părți, 50, aproape la 50, cu o mică asimetrie în favoarea adepților aderării europene. Da. Dar atunci când este această, hai să spunem, egalitate, această paritate, asta vorbește despre faptul că cel puțin o jumătate din societatea Republicii Moldova nu înțelege în ce constă avantajul, în ce constă interesul nostru național. Ei sunt zăpăciți. Ei au fost amăgiți de această propagandă deșanțată și ei nu au fost protejați de către guvernare în plan informațional. Dar să nu uităm că la moara acelora care sunt împotriva cursului european au turnat apă și actualei guvernanți. Din păcate, eșecurile, gafele pe care le-au comis, gafele îi trag la fund ca un petroi. Da, interesele meschine pe care s-au manifestat. Și atunci au de câștigat declarații de genul ăsta, pentru credibilitatea față de guvernarea pro-europeană. Da, a avut foarte mult șar de suferit. Eu vreau să vă atrag atenția asupra faptului. Pe cine i-a apărat în cadrul acestui conflict care a apărut în Ucraina, în cadrul Euromaidanului, de partea cui au fost simpatiile Occidentului și a Rusiei? Rusia lui Putin a susținut clanul corupt și hoțesc al lui Ianucovici. Simpatiile Rusiei în acest conflict pe Euromaidan au fost de partea unui regim oligarhic, unui regim corupt. Iar pe de altă parte, Occidentul, Uniunea Europeană în primul rând, simpatiile lor au fost de partea celor care au cerut ca fața Ucrainei să fie schimbată, ca corupția să fie eliminată. Doar din acest exemplu putem să facem o concluzie. Cine și cu cine ține? Și de partea cui ar trebui să fie Republica Moldova? Dacă noi dorim să permanentizăm în Republica Moldova oligarhatul, dacă dorim ca corupția, injustiția să ne domine și mai departe, haideți să mergem împreună cu Rusia, care prin politicile sale, desigur că nu se declară acest lucru, dar realmente prin politicile sale susține anume un asemenea regim. Sau, dacă dorim să ne debarasăm de toate aceste maladii, dorim să terminăm cu corupția, dorim să instaurăm o justiție dreaptă în această țară, dorim să avem o economie performantă, nu avem altă ieșire, trebuie să ne mișcăm spre Uniunea Europeană. Cât de posibil este aderarea de urgență la Uniunea Europeană sau într-un rând de urgent, cum a spus, parafrazez, doamna ministru German? Firesc că este. Moldova are nevoie de o aderare urgentă la Uniunea Europeană. Urgentă, da. Urgentă, de un ritm mai urgentat. Deci, de fapt, ultima declarație a doamnei German a fost cam următoarea. Esența acestei declarații conținea următorul sens. Republica Moldova trebuie să obțină, să primească din partea Uniunii Europene o perspectivă clară de aderare. Asta înseamnă că dacă până nu de mult parteneriatul estic din care făceam noi parte și în cadrul căruia am negociat acordul de asociere și acordul de liber schimb, inclusiv acordul privind abolirea vizelor, aceste lucruri erau negociate în cadrul parteneriatului vestic, care nu avea o perspectivă clară de aderare. Nu, ni se spunea, da, este un parteneriat de vecinătate. Păi acum problema se formulează în termenii următori și foarte mulți lideri europeni înțeleg ce gafă au comis în raport cu parteneriatul vestic, căruia nu i-au oferit o perspectivă clară de aderare. Perspectivă clară, acum, și asupra acestui lucru,
Deci, de fapt, insistă și German și toți liderii noștri politici. Dați-ne o perspectivă clară. Nu știm când, 10, 15 ani, nu contează. Trebuie pur și simplu să se spună că Republica Moldova, într-un termen, într-o perioadă în care va deveni eligibil, adică va deveni conformă regulilor existente în Uniunea Europeană, va deveni membru cu drepturi depline a Uniunii Europene. Fiindcă o asemenea perspectivă ar însemna nimic altceva decât mobilizarea enormă a factorului intern pro-european și ar deschide calea pentru foarte mulți cetățeni care astăzi, să spunem așa, nu au convingerea necesității aderării la ideea europeană, fiindcă nu sunt convinși că noi cândva vom deveni europeni în acest sens. Acești oameni, văzând această perspectivă europeană clară, vor spune, da, atunci trebuie să muncim ca să urgentăm momentul când vom deveni. Dacă ar exista această perspectivă, ar fi anunțată oficial, iar putea într-un fel să tempereze și dorințele, intențiile Rusiei de a avea aici nu doar o enclavă, pentru că există părerea unor experți că, de fapt, Rusia ar avea interes să preia întreaga republică, să o aducă în fosta Uniunii Sovietice. Acum, după ceea ce au făcut rușii în Crimea, dar termenul rușii nu este bun. Kremlinul. Da. Este absolut evident că nimeni în spațiul post-sovietic nu poate să se simtă în siguranță. Noi toți suntem sub pericolul anexiunii rusești, anexiunii Kremlinului. Ce ar putea să opună Moldova, Republica noastră, unei intenții de acest Desigur că gen. Noi nu avem resurse interne suficiente pentru a contracara eficient pericolele care vin din Est. Noi putem miza pe susținerea Uniunii Europene. Și atunci, unica ce avem este acea susținere internațională pe care noi suntem obligați să o construim prin metode diplomatice și pe care noi suntem obligați să o mobilizăm. Dar pentru asta, noi trebuie să devenim cât mai compatibili cu acei aliați cu care noi dorim să facem o coaliție. Scutul acesta protector pe care putem să-l construim prin metode politice și diplomatice este cu atât mai probabil și cu atât mai eficient cu cât noi vom deveni prin practicile noastre politice, prin tot ce se face în interiorul țării noastre, prin reformele pe care le promovăm, compatibil exact cu practicile și cu viața din țările Uniunii Europene. Dar, indiscutabil, nu poți să mizezi pe ajutorul, pe asistența factorului internațional care este favorabil Republicii Moldova, și acum vorbiți despre factorul occidental, fără ca, în primul rând, să apelezi la acest factor, adică să spui deschis. Noi avem nevoie de susținerea dumneavoastră și noi nu pur și simplu avem nevoie. Noi luptăm ca să fim demni de această susținere, pe de o parte, iar pe de altă parte, este absolut evident că noi nu putem să ne prefacem pur și simplu în consumatori de securitate. Noi, într-un fel, trebuie să devenim și producători de această securitate, iar pentru aceasta trebuie să avem o înțelegere și o unitate cât mai largă în interiorul țării, atâta timp cât societatea moldovenească este divizată între doi factori geopolitici, atâta timp securitatea Republicii Moldova pe ansamblu va fi una periclitată. Putem spune că la moment avem siguranța, securitatea statului este ok? Nu, desigur că nu. Zilele trecute, domn președinte Timofte, de fapt făcând referință la acel apel al așa zisului Parlament Transnistrian, Sovietului Suprem, a zis că aproximativ, că nici nu mai merită atât de multă atenție ca astăzi să fi plecat la Iași, unde a avut o întrevedere cu președintele României.
Este clar care a fost motivul acestei declarații a domnului Timofte. Eu cred că el se bazează pe analiza efectuată de consilieri, de toți factorii decizionali din Republica Moldova, care și este cu adevărat. Acum, nemijlocit, nu există pericole pentru Republica Moldova de destrămare teritorială sau de acaparare teritorială a unei părți a teritoriului nostru național. Atâta timp cât Rusia nu s-a descurcat cu Crimea, cu Ucraina pe ansamblu, atâta timp Republica Moldova poate, hai să spunem așa, să se simtă relativ în siguranță. Dar nimeni nu poate să spună cât va dura această perioadă de timp și cât de repede Rusia va degera factorul ucrainean. Iar următorul pe lista de priorități a politicii Rusiei pe această direcție este indiscutabil Moldova, nu suntem următorii. Iar Republica Moldova, ca potențial și militar, și economic, și politic, și așa mai departe, este incomparabilă cu Ucraina. Și dacă noi nu vom pregăti terenul pentru acest ceas X, care poate să vină foarte repede, atunci noi vom fi surprinși, nepregătiți. Putem bănui că în spatele declarațiilor care s-au făcut astăzi ar fi existat și alte discuții mai departe de ochii lumii. Eu cred că da. Care ar ține, evident, că de situația din țara noastră, perspectiva dezvoltării acestor lucruri, acestei situații. Eu vreau să spun că în establishmentul politic al Republicii Moldova, în partea superioară a conducerii Republicii Moldova, există o anumită divizare a muncii. De exemplu, factorul românesc în mare măsură este zona de responsabilitate a președintelui Timofte. El se simte bine la București. În acești 2 ani el a făcut legături bune în această capitală. Declarațiile lui referitor la factorul românesc, în fond la românism și așa, tema națională, au fost de așa natură că au consolidat încrederea politicienilor de pe Dâmbovița pentru președintele Timofte. Și acest lucru este foarte important, fiindcă Timofte are la București nu numai susținerea politică oficială. Suntem două state legate de relații de frațietate, de istorie comună, de cultură comună. De fapt, suntem două state românești. Dar să nu uităm că permanent în Republica noastră a fost alimentată o atitudine de anumite forțe. Păi desigur. Negativă. Da, desigur. Și noi cunoaștem cine a promovat aceste idei. România este aliatul nostru natural. În cele mai grave condiții, România va fi de partea Republicii Moldova și România va apăra interesele Republicii Moldova. Asta este, de fapt, esența acestor relații între aceste două state. Și oamenii care au scuipat în fântâna românească, de fapt, au scuipat în fântâna de unde noi toți bem și o să bem mulți, mulți ani înainte apă. Trebuie să fii lipsit de clar viziune politică ca să faci asemenea gesturi. Președintele Timofte, spre deosebire de mulți alți predecesori ai săi, foarte bine înțelege care este valoarea factorului românesc în politicile de securitate ale Republicii Moldova. Și el, după părerea mea, folosește aproape că la maximum aceste posibilități. Plecarea lui de astăzi la Iași, unde el are o întâlnire și acum cred că noi, în timpul adică a avut loc această întâlnire și unde a avut loc și conferința de presă respectivă, este nimic altceva decât aducerea la un numitor comun a actualilor potențiale, a potențialului de la zi a Republicii Moldova și a României în această situație extrem de dificilă care a fost cauzată de criza ucraineană. Eu sunt convins că majoritatea cetățenilor noștri își dau seama de un eventual pericol și asta o spun de motiv că mă bucură faptul că nu sunt, așa am încercat să spun un pic mai înainte despre acest lucru, nu am auzit reacții de susținere a conaționalilor noștri, a ceea ce se întâmplă în Rusia. Nu am văzut
entuziasmul ăsta nu am auzit, nu am văzut entuziasm, poate eu nu l-am văzut, nu știu, dar probabil că totuși este un semn bun că lumea de aici, indiferent de ce naționalitate nu ar fi, își dă prea bine seama că de eventualul pericol care ar putea să abată asupra și asupra Republicii Moldova și nimeni nu va fi trecut cu vederea în situația unui, în eventual, Doamne ferește, a unui război în această zonă, cu atât mai mult că astăzi toată lumea trebuie să-și dea seama și probabil că înțeleg majoritatea pericolul unui război trebuie îndepărtat cât de mult e posibil. Pentru că aceasta ar duce, de fapt, la distrugerea omenirii, așa cum am spus, la distrugerea civilizației. Da, deci trebuie să fie un smintit astăzi în Republica Moldova, să te bucuri de ceea ce a făcut Kremlinul în Ucraina, luând în considerație faptul că următorul în rândul priorităților Kremlinului ești tu. Și din norocirile Ucrainei foarte ușor pot să se abată asupra Republicii Moldova. Și noi, de fapt, am putea foarte ușor să devenim următoarea victimă a agresiunii rusești. Da, în Republica Moldova, din păcate, există un segment și nu chiar atât de nesemnificativ al populației, care poate chiar și visează ca într-o bună zi să se trezească cu tancurile rusești pe străzile Chișinăului. Ce le-ar da asta? De ce au anumit segment, așa cum a spus, ar putea să viseze eventual venirea tancurilor? Este foarte simplu. Asta? De unde ar putea să vină o asemenea înțelegere? Este un segment al societății nostalgic după Uniunea Sovietică, după ceea ce se numește lumea rusească. Ei se identifică cu această lume rusească. Da, dar au aici rădăcini, copii, familii, deja. Da, este un trai decent. Relativ decent. Haideți să spunem așa. Nivelul de viață în Rusia, cel puțin în principalele urbe ale Rusiei, este mai înalt decât în Republica Moldova, este absolut evident. Și ei de fapt, ei joacă aceste cărți în propaganda și în această dispută existentă în societatea moldovenească. Dar nu numai asta. Ei sunt adepții unei ideologii perverse care este promovată în Republica Moldova, lumea rusă. Ei se identifică cu această lume. Așa cum noi, foarte mulți dintre noi, ne identificăm cu ceea ce se numește lumea românească, cultura românească, așa și da, ei. Și-ar pune valorile... Desigur, valorile lor naționale le pun ca o prioritate numărul unu. Și acești oameni, ei visează. Ei, dacă astăzi s-ar pune problema ca rușii să intre, adică Rusia, Republica Moldova să adere la Federația Rusă, ei ar accepta chestia aceasta cu ușurință. Despre ce vorbește acest lucru? Că noi, pe parcursul acestor ani de independență, de când am creat statul Republica Moldova, guvernările de la Chișinău așa și nu s-au preocupat la modul serios de integrarea minorităților naționale în ceea ce se numește spațiul identitar și spațiul cultural firesc și majoritar în Republica Moldova. Ei au rămas corpuri comune în această societate care se numește societatea moldovenească. Ei sunt dispersați, noi toți suntem dispersați. Este comunitatea aceasta mare a moldovenilor, etnicilor moldoveni, o parte dintre care foarte clar se identifică cu cei se numește românismul și știu că ei sunt români moldoveni, dar este o parte din moldoveni care continuă să creadă că ei sunt ceva distinct de ceea ce se numește cultura românească. Și suntem înconjurați de minorități etnice care nu sunt chiar atât de numeroase, dar sunt foarte activi datorită faptului că în marea sa parte locuiesc în orașe, iar orășenii dintotdeauna sunt mult mai activi din punct de vedere politic decât țărani, decât oamenii care trăiesc la sate. Asta este una la mână. Plus la toate ce deja am vorbit cu dumneavoastră despre spațiul informațional rusesc care domină copios spațiul informațional al Republicii Moldova și plus propaganda și ideologia lumii ruse care este foarte agresivă. Haideți să ne aducem aminte despre vizita Patriarhului Kiril, care a venit aici și foarte mult a vorbit aici despre lumea rusească. Tot ce s-a făcut aici în Moldova a fost de parcă toată istoria Republicii Moldova sau istoria moldovenilor aici, în acest spațiu între Prut și Nistru, se începe de la 1812, de când s-a creat metropolia aceea rusească. Păi, stați o clipă, dar nu este așa. Exact. Este o, hai să spunem așa, o provocare la adresa istoriei noastre, culturii noastre și așa mai departe. Dar
Trebuie să ieșim din realitățile existente la ziua de astăzi, să facem lecțiile, să învățăm și pe viitor să încercăm să refacem, să remodelăm societatea moldovenească, să o aducem la rigorile zilei de astăzi. Dar pentru asta avem o nevoie de o unitate a societății noastre, dacă dorim să facem aici un stat. Și aici vreau să mă refer la o chestie foarte spinoasă, pentru care ar trebui poate să facem o emisiune aparte, ca să vorbim mai în detaliu, fiindcă nu poți în câteva cuvinte să explici acest lucru. Dar, din păcate, nici timpul emisiunii nu ne permite. Dar eu totuși intenționez, în cadrul acestei emisiuni, să spun acest lucru. Criza ucraineană, cât nu este de paradoxal, dar creează premize pentru unirea politică a Republicii Moldova cu România. Dacă criza ucraineană se va extinde și asupra Republicii Moldova și dacă prin politicile anexioniste ale Rusiei aceste politici vor deveni realitate și în Republica Moldova, vor apărea acele condiții care au existat la 1918, când pericolul extern a făcut ca sfatul țării să meargă pe unica cale de salvare a ființei naționale, a majoritarilor în acest spațiu, unirea acestui spațiu cu România. Doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru participare la emisiune. Lăsăm acest gând în suspans, așa, într-adevăr, e o temă pentru o viitoare discuție. În final, mi-aș dori foarte mult și îl asigur că și dumneavoastră, mi se pare absolut corectă ideea că guvernarea, oricare n-ar fi ea și care pe chelis perpetu permanent, trebuie să aibă o atitudine mai altă, poate, pentru toate entitățile din Republica Moldova, ceea ce ar contribui la dispariția oricăror conflicte interne. Pe această notă, așa să zic eu, mai optimist, aș vrea să vă mulțumesc încă o dată și sper să ne revedem la o nouă emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. La revedere, dragi prieteni, la revedere, pe curând!